Jurnalul continuă cu o informație din sport. Naționala feminină de handbal a României a obținut o victorie memorabilă aseară în fața Rusiei cu scorul de 22-17. Milioane de români au trăit partida cu sufletul la gură, în special românii aflați în tribuna oficială, care au fost alături de fetele noastre și le-au încurajat pe tot timpul meciului. Tricolorele s-au bucurat de prezența episcopului ortodox român al Europei de Nord, care a venit pe arena Helsingborg din Suedia să le susțină, însoțit de numeroși membri ai comunității românești. Aflăm mai multe detalii prin telefon de la preasfințitul părinte Macarie. Am binecuvântat jucătoarele lotului național și am felicitat întreaga echipă de handbal pentru efortul depus în această competiție și pentru victoria bine meritată în fața campioanei olimpice Rusia. Și de această dată le-am pus la inimă tricolorelor faptul că lupta vieții spirituale a omului este cel mai bine surprins în osteneala, antrenamentele și competiția din viața sportivă, după cum ne spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 9. Nu știți voi că cei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați așa ca să luați și oricine se luptă se înfrânează de la toate. Și aceea ca să iau crună stricăcioasă, iar noi pe cea nestricăcioasă. România va juca ultimul meci contra Croației vineri de la ora 19:30, tot la Helsingborg.